Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A început deșteptarea. A început, aoleo, nici nu știu ce săptămână ne așteaptă. Să vedem. Lucrurile par să ia razna pe aici, pe acolo. Mai lungă, mai scurtă, nu depinde de noi. Suntem spectatori. Mă uit cu atenție și îngrijorare spre domnul Putin, care pare să fi pierdut contactul cu realitatea, cu totul. Cel mai probabil. Ce ziceți, domnul Luca? Ce părere aveți dumneavoastră? Eu sunt foarte îngrijorat, îți spun. Asta vreau să-mi povestiți noastră. Pentru vreau să sunteți vocea poporul aici. Ziceți. Ăștia de, cu profilul ăsta, din ce am mai văzut și noi prin filme, da, nu știu, ușca și pleacă acasă necăjiți, se închid în baie și plâng și zic, mamă, ce rău am gândit-o pe asta, ce o să mă fac acum, îmi pare rău, uite, m-au și sancționat, mi-a luat și domnul Vizăr președinția de onoare de la judo, adică am pățit atâtea necazuri asta și acum mă duc și plâng, da, și cade și într-o depresie. Nu, ăsta o să facă răutăți mai mari. Așa cred, da. Adică așa, așa e, zici, profilul. Da. Acum să dea Dumnezeu să nu fie așa, să pățească ceva. Auzi, dar la judo au și ei culori? Să-i pleznească o venă, cum zicea mama e de nervi. Au și ei centuri cu culori, că poate iau și culorile de pe centură. La judo? Da. Da, mă, cum? Iartă marțială. Iartă marțială are centuri. Să ia și culorile atunci. De soare ceva mai sus de roz, înțeleg. I-a luat Dani. Hai mă, nu, lăsăm la asta, vezi că pe, la capitolul judo înțeleg că e talentat. Da. Nu l-am văzut. În era da, la șah, am senzația că nu prea știe. La judo s-a gândit că... La șah îi cam dau băieții mat. Da. De punct de, adică nu știu cum merge... Mă rog, pare să nu meargă prea bine pentru el partea militară, din moment ce a cerut militarilor ucrainieni, dați o lovitură de stat, faceți ceva în două zile aici. Da, la modul nu mă provocați. Da, adică la... faceți ceva, nu vedeți că nu merge, eu mă așteptam să cădeți pe spate. De ce n-ați căzut pe spate? Arestați-i pe drogații de la Kiev. Drogații de la Kiev sunt eroi globali. Deci, în primul rând, mi se pare. Deci, m-a pierdut contact cu realitatea, cu naziștii. Ăla este evreu, încă o dată, pe cuvântul meu. Deci, rudele lui au murit în Holocaust. Ăsta e ăla, Zelenski, este evreu. Cum mă zic naziști? Și am senzația că și ministrul apărării este evreu acolo. Deci, asta cu naziști, asta cu drogații, parcă l-aud pe Iliescu cu drogații din piața universității. Da, da, da. Serios? Adică, astea sunt argumentele tale? Păi nu e aceeași școală? Ba, s-ar putea să fie aceeași școală. Cred că era o vecin de cartier. Și-a mai schimbat numele din când în când. Acum înțeleg că nu-i mai zice KGB, zice FSB. Da. Dar cum să te lupți? În primul rând că a pierdut războiul de imagine, clar. Ăsta economic este pe cale să-l piardă rău de tot, dar războiul de imagine l-a pierdut. Adică toată lumea face glume, este plin de meme și oamenii reacționează să luptă. Fiecare simte nevoia să facă câte ceva. Adică am citit azi dimineața că un marinar ucrainean de la bordul unei... Serios. Deci oamenii sunt furioși. Ucrainienii sunt realmente furioși pentru ce li s-a întâmplat. Și pe bună dreptate. Deci un marinar ucrainian de la bordul unui iaht deținut de un oligarh rus, iahtul a ancorat undeva în Mallorca. Pentru că de ce nu? Că de ce să ai un iaht să-l țin la Murmansk sau la Arhanghelsk? Îl țin Mallorca, îl țin Ibița în astea. Ăla s-a supărat și a încercat să scufunde iahtul. A deschis vanele la sala motoarelor și a băgat apă. L-au arestat, n-a reușit să scufunde. Astea acum sunt iahturile, bărcile astea acum sunt foarte greu de scufundat. Se scufundă cum se ele rămân să plutească așa cât de cât. Adică primul sfat pe care îl primești dacă se duce la... ai o problemă, nu pleca de pe vas, că vasul nu se... rămâne să plutească acolo cât de cât, măcar ai să te ții de ceva. N-a reușit să-l scufunde, l-au arestat și a explicat că este furios pentru că oligarhul pentru care lucra el pe iahtul respectiv, iahtul se cheamă Lady Anastasia. Aha. Oligarhul are o fabrică de armament și folosește, Putin folosește armamentul oligarhului lui ca să atace Ucraina. Ucraina, da. Și atunci judecătorul l-a pus în libertate. Adică judecă în... Tare și judecătorul. Da, foarte tare, da. Și mai... n-ai cum să te luți cu asta. Mai avem și cazul comandantului Georgian. La fel s-a viralizat ieri. Comandantul da, Georgian de Vas. Adică după incidentul teribil, care creează o legendă ăla de insula șerpilor. Vasul rus. Vasul rus, suntem un vas rusesc și vă ordonăm să vă predați. Și răspunsul a fost, îl știți, Idina Hui. Eu nu știu ce înseamnă asta, dar am înțeles că nu e de bine când le-a zis Idina Hui. Asta e dialog, un capitan de vas georgian, ieri rugat de un alt capitan de vas rusesc, dați-ne și nouă niște benzină, niște motorină, că a rămas fără. E nouă lei, tati. Și ăsta, altă... vasul rusesc, Idina Hui. Păi, dar nu mai avem benzină, dați la vâsle. Da, da, da. Pe de altă parte, erau niște ruși
Cred că au exagerat aici. Adică dacă acolo era un oligarh și înțeleg, era poate apropiat de Putin, ăștia erau niște ruși, erau niște cetățeni ruși care au sau n-au, de fapt n-au nicio vină. Păi, și soldații de pe teritoriul ucrainean care atacă acum sunt niște ruși. Care adică, n-au nicio vină. Care n-au nicio vină. Au fost la ordinul lui Putin. Păi, da, da. Cumva. Asta e. Asta e. Da, tragedia în general. Că trebuie să faci diferența sau nu. Și da, e foarte greu, că oamenii ajung să urască o nație cu totul din cauza deciziilor unui conducător. Da, nu cred că am văzut, interacțiuni între ucrainieni și soldații ruși. Nu cred că e urăsc, dar e ceartă. Nu, dar pe termen lung, la grădiniță. Pe termen lung ajungi la asta, adică da. Rusia o să aibă o imagine foarte proastă în următorii ani, oricum ar fi, adică. Asigur că da, dar aici este o veche tradiție de ură a ucrainienilor împotriva rușilor. Iar rușii s-au purtat foarte urât de-a lungul istoriei cu ucrainieni. Adică în anii 30 au organizat o foamete genocidală care se numește Holodomor. Da, da, da. Și în care au ucis între 3 și 6 milioane de ucrainieni prin înfometare. Cum să uiți așa ceva? Și ce se întâmplă în anii ăștia, rezistența ucrainienilor față de ruși, este și un rezultat al agresiunilor de atunci. Și de asta spun, că chiar dacă o să câștige militar, Putin nu obține nimic pe termen lung, pentru că ucrainienii nu o să-l ierte pentru ce le-a făcut acum. Și cu prima ocazie se vor revolta și își vor cere din nou independența. Deci de asta spun că omul a pierdut contactul cu realitatea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.